Mulțumim Domnului căci cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns cu bine în locul acesta și zic ca Dumnezeu să ne întâlnească pe unul fiecare. Îmi place de ne-a citit fratele Zoli un verset l-am ales și vreau să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură, după care vreau ca să ne rugăm cu toții. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere, tărie, credință. Amin. Dar, cum spune, să rămânem la aceste cuvinte, cum spune în Romani, în capitolul 10, cu versetul 17, căci credința vine în urma auzirii cuvântului. Amin. Și zic ca Dumnezeu să lucreze prin cuvântul care va fi deschis în seara aceasta. Amin. Dumnezeu să lucreze la inimile noastre. Dumnezeu să ne dea o minte înțeleată ca noi să putem din mintea noastră să obligăm inima să creadă. Amin. Amin. Spune în 1 Corinteni, din capitolul 2, cu versetul 5, îmi place foarte mult versetul acesta, spune așa, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu, slăviți-o pe numele Lui. Amin. Și în alt loc, în Efeseni, în capitolul 1, cu versetul 17, spune astfel: și mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și zic ca Dumnezeu să lucreze în seara aceasta. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în Sfinți. Și zic ca Dumnezeu să lucreze prin lucrul acesta. Amin. Să ne dea pricepere și El să lumineze ochii inimii noastre. Amin. Ca noi să înțelegem. Vorbesc și să credem cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut prin împrejurimile care noi am umblat, am văzut că Dumnezeu ne-a întărit și a lucrat. Noi suntem la fel oameni ca și dumneavoastră, dar acela care lucrează și își face numele de slavă este Iisus Hristos Domnul. Amin. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Știu că sunt multe probleme, multe necazuri și în locul acesta, dar îngerii Domnului, cum spune în Psalmul 34, tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Amin. Și eu cred că în seara aceasta, în locul acesta, îngerii Domnului Iisus, Hallelujah, sunt în locul acesta. Amin. Și Duhul Sfânt, vă rog, ca să cerceteze fiecare inimă în seara aceasta. Amin. Aleluia. Și zic ca El să lucreze. Vrează, Doamne. Vă invit să vă ridicați pe picioare, vreau să dau citire câteva versete din Psalmul 91, după care vă invit ca să ne rugăm pentru unul fiecare dintre noi, vă rog ca să vă rugați și pentru noi, ca Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Și El să folosească pe Duhul Sfânt ca să lucreze în locul acesta. Amin. Și așa cum spune Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Și aș dori ca noi în seara aceasta să intrăm sub ocrotirea Lui. Amin. Și El să stăm sub ocrotirea Lui ca să poată să lucreze. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Și se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Aș vrea să ne credem în Dumnezeul acesta din toată inima. Slăviți să fie numele Lui. Dar El te scapă de lanțul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Că scut și pavăză este credincioșia Lui. Zic ca El să ne învelească cu penele Lui în seara aceasta. Amin. Și să stăm și să ne lăsăm la îndemâna Lui. Ca El să ne folosească așa cum vrea El. Să lucreze așa cum vrea El. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima și nici de COVID-19, parafrazez un pic, ziua în amiaza mare, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi.
Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Aleluia. Și zic ca El să fie turnul nostru de scăpare. Amin. Din orice problemă, din orice boală, din orice suferință, numai El te poate scăpa. Amin. Amin. Căci El, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge și nicio orgie nu se va apropia de cortul tău. Amin. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale. Aleluia. Și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste puii de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că-și cunoaște numele meu. Amin. Când mă va chema, îi voi răspunde și voi fi cu el în înstrântorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Amin. Îndrămă rugăciune și zic ca Dumnezeu să lucreze în locul acesta. Amin. Domnul Sfânt să lucreze în seara aceasta. Amin. Amin.